Probabil orice om a auzit, dacă nu a citit, povestea nefericită a vasului despre care cei care l-au proiectat spuneau cu mândrie și convingere că nu se va putea vreodată scufunda. Și știu că multă lume a văzut filmul din 1997 bazat pe acel teribil eveniment ce a stat săptămâni la rând pe prima pagina ziarelor din toată lumea și a continuat să incite imaginația oamenilor după ani și ani. În 10 aprilie 1912, cel mai mare pachebot din lume a plecat din Anglia cu destinația New York. După 4 zile de la plecare, în ziua de 14 aprilie, ora 23:40, s-a lovit de un iceberg. În mai puțin de 3 ore după impact, vasul s-a rupt în două și s-a dus la fund în apele Atlanticului. A rămas de atunci în istoricul marinei ca singurul vas de croazieră care s-a ciocnit de un iceberg. Lumea întreagă a fost cuprinsă de un fior de groază când a aflat dezastrul catastrofal al transatlanticului Titanic. Înfricoșata știre despre naufragiul giganticului oraș plutitor, ce se afla în primul său voiaj spre New York, s-a răspândit cu iuțeala fulgerului pe întregul glob, unde a putut pătrunde scânteia telegrafului. Nava de nescufundat avea la bord 2223 de persoane, inclusiv echipaj, format din 908 membri, acesta fiind cifra oficială. Dintre aceștia, 1514 au pierit. Unul dintre motive a fost și faptul că erau doar 20 de bărci de salvare în care au intrat în jur de 700 de oameni. În special, femei și copii, după regulă, bărbați la urmă, însă nu au mai avut cum pentru că Titanicul se dusese deja în adâncurile oceanului cu tot luxul lui și cu tot ce se mișca pe el. Primii inundați și panicați, pasagerii de la clasa a treia au încercat să iasă pe punte, însă porțile de acces au fost închise. Viețile celor de la clasa întâi trebuiau mai întâi salvate. La început, lumea bună a fost calmă, toată promovarea făcută navei cum că nu se poate scufunda a fost bine primită în mințile acestora și oamenii se credeau în deplină siguranță, incapabili să se gândească la ceva rău. Nu le-a luat totuși mult până când au fost treziți de realitate. În toată nebunia ce începuse pe vas, cu o serie de drame, unele ulterior inventate, devenite legendare, altele probabil adevărate, orchestra a rămas pe Titanic și a cântat până când toți muzicanții au fost înghițiți de ape. Este o secvență ce apare și în film, orchestra cântă pentru a-i calma pe pasageri, ceea ce s-a și întâmplat în realitate. Vasul californian pozat în dimineața după scufundarea Titanicului a rămas renumit pentru faptul că nu a intervenit în salvarea celor de pe Titanic, deși a fost cel mai aproape de acel loc. El a fost ulterior scufundat de un submarin german în timpul Primului Război Mondial. Într-un număr din aprilie 1912, Gazeta Ilustrată scria: orchestra de pe nenorocitul transatlantic a făcut acest gest frumos și nobil, închinând muzicii ultimele clipe de viață. Să cânți marșuri vesele în timp ce moartea tot stăpânitoare te pândește din clipă în clipă, să cânți în vreme ce valurile ucigașe înghit sute de oameni, să cânți în ritmul oceanului spumos când bărcile de salvare aruncă undelor capricioase pe acei ce cu o oră înainte se credeau fericiți și în siguranță, să cânți pentru cea din urmă ora imnul vieții, se poate ceva mai eroic sau mai supraumenesc? Cu toate că în ultimul veac s-a povestit mult despre Titanic, nu mulți pot totuși spune că au văzut adevăratul Titanic în imagini autentice, când și după ce a fost construit și după descoperirea epavei. Am căutat și am găsit o serie de imagini interesate legate de scurta și epica existența Titanicului. Royal Mail Ship Titanic a fost lansat oficial în 31 mai 1911 de compania White Star Line. Intenția constructorului a fost de a realiza un vapor care să concureze în viteză și dimensiuni cu ceea ce există până atunci. Avea o lungime de 269 de metri și peste 52.000 de tone. În ceea ce privește luxul, a rivalizat cu toate pacheboturile existente atunci. Titanic avea trei elice imense, cea din mijloc de aproape 5 metri, celelalte două de 7 metri. Cârma era și ea imensă potrivit dimensiunii vasului și cântărea 9.000 de kilograme. Mutarea uriașului vapor de pe pământ în apă a fost un lung și istovitor proces. A fost nevoie de construirea specială a unei căi de lansare la apă ce a costat $150.000 și s-au folosit 23 de tone de lubrifianți pentru a-l transporta pe Titanic. Titanic avea un echipaj format de peste 900 de persoane. Au supraviețuit doar 212. Edward Smith a fost capitanul. Se spunea atunci că voiajul spre New York cu Titanic urma să fie ultima lui călătorie înainte de pensionare. Deși există o mulțime de variante legate de ultimele momente pe Titanic, unele contradictorii, multe au ilustrat de fapt că acțiunile lui finale au fost cu adevărat eroice. Totuși, mulți l-au învinuit pe capitan de scufundarea navei, iar unii supraviețuitori au susținut că acesta, înainte de incident, era băut.
S-a spus că viteza prea mare a vasului ordonată de capitan a dus la tragedie. Dacă avea viteză mai mică, s-ar fi putut evita sau, oricum, impactul nu ar fi fost atât de mare. Totuși, el a fost absolvit de vină deoarece s-a considerat că toate acțiunile pe care le-a ordonat înainte și după ciocnirea vasului de iceberg au respectat normele din vremea respectivă. Vasul avea o punte unde oricine se putea plimba. 4 cabine aveau însă spații private pentru plimbare. Acele cabine erau numite Parallel Suites și au fost cele mai scumpe de pe vas. Un bilet costa peste $4,000, ceea ce azi ar fi potrivit unor estimări în jur de $100,000. Cabinele standard în număr de 350 erau pentru clasa 1 și aveau doar dormitor. Pe lângă acestea existau și 39 de cabine private, fiecare cu baie proprie, pe lângă dormitor. Câteva includeau chiar și spații pentru garderobă și erau decorate bogat. Titanic a fost echipat cu o serie de facilități considerate atunci de lux. Dacă oaspeții de pe Titanic doreau să facă mișcare într-o sală de gimnastică, li s-a oferit această posibilitate cu două condiții. Trebuiau să aibă un bilet first class și să plătească un shilling. De altfel, Titanic a fost primul pachetbot ce oferea această facilitate. Erau mai multe aparate, cum ar fi biciclete fixe și fusese angajat și un instructor. Sala era deschisă pentru femei de la 9 dimineața până la prânz și pentru bărbați de la 2 după amiaza până la ora 6. Francis Brown a fost un iezuit irlandez și un fotograf pasionat. În 1912, el avea 32 de ani și mai avea și o cameră foto. Cele mai cunoscute fotografii făcute de el sunt cele cu Titanic, cu pasageri și echipaj, luate înainte de a se scufunda. Povestea lui a început cu un bilet primit cadou în aprilie 1912 de la un unchi de-al său, pentru prima călătorie a navei Titanic din Anglia până în Irlanda. Din 10 aprilie 1912, când a plecat în voiaj și până a doua zi dimineață, el a făcut mai multe poze pe Titanic. În timpul călătoriei s-a împrietenit cu un cuplu bogat din America. Acesta s-a oferit să-i plătească un bilet până în America și să călătorească împreună. Răspunsul acestora suficient de clar a fost de genul „dă-te jos din nava aia, provincialule”. Prin urmare, când vasul a acostat în portul Queenstown, pe coasta sudică a Irlandei, el a părăsit Titanicul și și-a continuat drumul la Dublin pentru studii. Când a aflat despre catastrofă, și-a dat seama că imaginile lui valorau mult și va exista un mare interes din partea presei pentru ele. El a negociat atunci cu multe ziare dreptul de a folosi fotografiile făcute de el și astfel acestea au apărut în publicații din toată lumea. Cea mai cunoscută carte a lui a rămas albumul foto cu imaginile de pe Titanic, intitulat Titanic Album of Father Brown. Mai jos, cel mai bogat călător de pe vas a fost John Jacob al IV-lea. Om de afaceri, inventator, scriitor, unul dintre cei mai bogați oameni din lume în perioada respectivă. El a murit când vasul s-a scufundat. Avea 47 de ani. John s-a îmbarcat pe Titanic cu soția lui, Talmage Esther, pentru că aceasta era însărcinată și a dorit ca ea să nască în America. Unii au susținut că aceasta a fost adevărata Rose, femeia care a inspirat personajul Rose din filmul lui James Cameron. De asemenea, se bănuiește că numele celui care a inspirat personajul Jack din filmul Titanic a fost Emilio Portaluppi, un italian care a lucrat pentru familia Astor. De altfel, John Jacob l-a invitat pe Emilio, de profesie pietrar, să se îmbarce cu ei pe Titanic și să meargă în America, unde urma să lucreze pentru această familie. Emilio Portaluppi s-a aflat prin urmare și el pe Titanic și a fost unul dintre supraviețuitori. Există mai multe versiuni despre modul în care a reușit asta. În una apare ca fiind printre cele 4 persoane salvate de o barcă ce s-a întors tocmai pentru a verifica dacă mai sunt supraviețuitori. Deși mulți au bănuit că el a avut o relație cu soția lui John, Emilio Portaluppi nu a amintit niciodată despre acest subiect și nici nu a spus vreodată dacă a mai întâlnit-o pe soția lui John. În 1965, el s-a întors definitiv în Italia, unde a murit la vârsta de 92 de ani. Icebergul de care s-a lovit Titanicul și în urma impactului nava imposibil de scufundat s-a dus la fundul oceanului, n-a pățit mai nimic, a plutit mai departe pe ocean, după cum se vede și în această poză. Abia după 73 de ani a fost descoperită epava navei Titanic la adâncimea de 3800 de metri în Atlantic. De-a lungul timpului au fost nenumărate încercări de a se găsi epava, toate eșuate, până în 1985, când ofițerul din Marina Americană, Robert Ballard, a descoperit-o. Perfecționarea unui vas submersibil Argo a dus în principal la găsirea navei. Melvina Dean a fost cel mai tânăr pasager de pe Titanic. Avea 2 luni și s-a aflat printre cei 705 supraviețuitori de pe Titanic. Ea a murit
în ziua de 1 iunie 2009, la vârsta de 97 de ani. Părinții ei s-au hotărât să părăsească Anglia și să se mute în America, în Kansas, unde se afla familia tatălui ei. Ironic, nu și-au cumpărat bilete pentru Titanic, însă au fost transferați la bordul acelei nave ca pasageri la clasa a treia. Tatăl ei a murit în timpul scufundării vasului, ea, fratele și mama ei au fost în barca de salvare numărul 10. De teamă să nu se scufunde și bărcile de salvare, echipajul de pe Titanic a decis ca în fiecare barcă să fie mai puțini oameni. Multe au fost însă folosite la jumătate din capacitate, în una se aflau doar 12 oameni, deși au fost testate cu aproximativ 68 de bărbați, capacitate maximă. Titanic a inspirat nu numai zeci de articole, reportaje și documente de presă, legende, povești ori filme. Se spune că dacă echipajul ar fi alertat pe capitan cu doar 30 de secunde mai devreme, accidentul nu ar fi avut loc. Dar cine știe?